Continuăm jurnalul cu o informație de ultimă oră. Vorbim despre un nou scandal în cazul transplanturilor și vă reamintesc faptul că după ce ministrul Vlad Voiculescu s-a arătat îngrijorat de modul în care a fost acreditat centrul de transplant de la Spitalul Sfânta Maria din capitală, s-au făcut niște verificări. Iată, în urma acestor verificări s-au tras și niște concluzii. 4 spitale se pare că au fost acreditate fără a îndeplini standardele. Da, iar descoperirile făcute de corpul de control al Ministrului Sănătății au fost prezentate în urmă cu puțin timp de Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu. Acestea sunt imagini, le vedeți în imagini, sunt imagini în direct, de altfel îmi spun colegii de la Ministerul Sănătății. Adrian Păsărin urmărește subiectul și detaliază această informație. Bun găsit, Adrian! Bun găsit! Ministrul Sănătății a declarat că au fost cercetate prin sondaj 4 spitale din România unde se făceau transplante. Problema este că niciunul dintre aceste centre acreditate nu îndeplinea condițiile minime. Mult au fost descoperite nereguli majore în ceea ce privește dotarea acestor spitale. În urma acestor rezultate surprinzătoare, ministrul a spus că vor fi analizate toate spitalele care au primit acreditări din partea Agenției Naționale de Transplant. În ceea ce privește Agenția Națională de Transplant, pentru că aici au fost făcute controlele corpului de control, se pare că nu există o evidență a organelor prelevate, vorbind de acele registre de organe. În lista acestor registre, fiecare spital își face propriile liste și de aici apar tot felul de probleme. Există suspiciune și despre cum s-au cheltuit banii publici. Se pare că, spre exemplu, ministrul a dat exemplu de un contract, de fapt de o listă cu necesarul unei unități care fusese semnată de șoferul instituției. De aceea a fost sesizat și Agenția Națională de Integritate, dar și organele de cercetare penală. În privința Spitalului Sfânta Maria, spitalul unde ar fi trebuit să se realizeze primul transplant de plămâni din România, ministrul a spus că nici acesta nu corespunde pentru că nu ar avea posibilitatea să urmărească pacienții după transplant. Mai mult, ministrul a invitat-o pe primarul general Gabriela Firea, cea care a susținut acest spital, cel puțin public, că dacă nu are nimic de ascuns, să facă publice toate contractele de achiziții de echipamente făcute de Spitalul Sfântul Maria, un spital care a beneficiat în ultima perioadă de fonduri importante din partea Primăriei Generale. Mulțumim pentru informații. Haideți să urmărim declarațiile făcute la Ministerul Sănătății. Domnule profesor, la nivelul dumneavoastră, deci acum domnul ministru, prin corpul de control, va sesiza niște nereguli. Sigur, mă iertați, vă știu de foarte mulți ani, mi-e greu de înțeles cum de atâția ani de zile nu le-a sesizat nimeni, sau poate că nimeni nu a reușit să citească în amănunt legislația care prevede clar cum se face acreditarea unui centru. Și aș vrea să fac precizare că vorbim de acreditarea centrului pentru prelevare de organe, pentru prelevare de toate organele și nu numai de plămâni. Deci prelevare. Norocul națiunii române este că nu s-a făcut nicio prelevare în respectivele centre și că ele s-au închis, dar nu puteam să ne gândim la un lucru ca la un centru care să n-aibă măcar dotarea minimă. Deci, dumneavoastră, veți face un propriu, faceți sau ați început un raport să vedeți ce s-a întâmplat cu dumneavoastră la cârmă până la urmă. Eu ar trebui să fi început, dar văd că nu sunt lăsat de întrebări, să spun că din 1999, când am început activitatea de transplant, practic câțiva oameni, profesorul Inel Popescu, profesorul Lucan, profesorul Sinescu, doctorul Brădișteanu și subsemnatul. Nu exista nici legislație și totuși s-a început fără dotări nemaipomenite și lucrurile au mers și merg încă bine. Anul acesta s-au făcut 10 transplante de cord, bolnavii toți au supraviețuit, deși au fost foarte grei bolnavi. Nu cred că se pot contesta meritele activității Agenției Naționale de Transplant. În primul rând pentru că la nivelul donatorilor suntem la cel mai înalt nivel de performanță și aici este meritul doctorului Zota. Am avut în 2013 130, cei mai mulți aproape, rata de creștere a fost cea mai mare în Europa la data respectivă.
Deci cu 136 de donatori au crescut transplantele de ficat proporțional, ceea ce a fost pentru o lume întreagă o surpriză. Din o pată albă pe harta Europei, activitatea de transplant în România a început să înfipeze și să producă rezultate. Avem bolnavi care trăiesc, pe mulți cunoașteți, de ani de zile. Mă bucur că Asociația Transplantaților recunoaște acest lucru și vede limpede lucrurile. Deci, sigur că da, în legislație se mai pot îmbunătăți multe lucruri. De exemplu, aceste criterii. Criteriile specifice încă nu sunt prinse în legislație. Dar nici noi nu putem face tot. Să nu vă mai spun că a trebuit să transpunem directivele europene, care este o muncă birocratică imensă. Și noi trebuie să acceptăm viziunea domnilor lor. Deși sunt unele definiții pe care e greu să le acceptăm. Dar suntem în Europa și trebuie să le acceptăm. Am omis să spun un lucru foarte important. Am spus meritul Ministerului Sănătății de când a început și tot ce s-a făcut pe transplantul pulmonar în special. Dar am omis să amintesc că domnul ministru Voiculescu mi-a trimis o scrisoare din august anul acesta, în care mi-a solicitat, trebuie să recunosc, niște informații de o precizie și o specificitate care m-a depășit. A trebuit să deschid cărți, să studiez, să... Încă n-am reușit, pentru că suntem de săptămâni bune sub controlul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, Curții de Conturi, Auditului și mă bucur că mai putem dormi noaptea. În care să producem, eu trebuie să produc pentru domnul ministru o lucrare științifică, cu cifre, cu argumente, cu evoluție și așa mai departe. Încă n-am fost în stare, mi-asum această deficiență. E foarte greu de înțeles cum n-ați reușit să-i răspundeți domnul ministru, care nu este medic, ci este doar economist, se puneți cifre acolo, ceea ce denotă până la urmă ceea ce spune domnul ministru. Nu există nicio evidență, există o listă de așteptare la nivelul fiecărui... Nu, doamnă, vă înșelați, îmi pare rău că trebuie să vă întrerup. Cea mai mare dificultate am avut-o în obținerea ceea ce domnul ministru mi-a cerut, a costurilor. Aceste costuri sunt confidențiale și recunosc că am încercat să le obțin pe căi neortodoxe, ceea ce nu e moral. Adică noi nu știm cât costă un transplant de ficat în România? La ba da, nu știm cât costă un transplant pulmonar în țările în care se face în Europa. A, aici v-ați obintit, numai la transplantul pulmonar. Cred că vorbim românește, mă puteți înțelege, da? Deci n-am putut să stabilesc și nu puteam să-i dăm domnului ministru o lucrare fără informații. Fără prețul tot. Da? Dar, având în vedere cât de serioasă este această problemă, mi-am asumat riscul să fiu criticat, să fiu demis, dacă vreți, cum de fapt s-a și cerut, până când nu pot să fac așa cum profesia mea, faptul că trăiesc peste 10 ani o mulțime de bolnavi transplantat de cord, am avut și o mică contribuție, pentru că eu am operat acei bolnavi. Dar nu contestă nimeni aceste date. Este normal să fiecare spital să aibă lista lui de... Să nu există un registru național, pentru că totuși, dacă stau și mă gândesc la fiecare conferință de presă, doctorul Zota sau profesorul Ignel Popescu sau chiar dumneavoastră veneați cu evidența operațiilor făcute. Deci, alea există undeva. Dumneavoastră puteați să spuneți, da, și ne spuneați că lista de așteptare a lui profesorului Ignel Popescu sunt atâția, pe lista profesorului Sinescu, deci undeva... Sunt două lucruri care îmi pare rău că trebuie să-l contrazic pe domnul ministru. Întrucât sunt subordonat, ar trebui să fiu mai inteligent să nu fac acest lucru. Dar lista de așteptare, vorbim, a bolnavilor și pe organe, nu se poate face decât într-un singur fel. Și noi asta încercăm să o facem de ani de zile și n-am reușit. Deocamdată, listele sunt pe centre. Eu nu mă pot amesteca, nici măcar să inspectez, să pun la îndoială competența unuia din șefii centrelor de transplant și să mă duc să-i verific. Nu pot să fac. Ceea ce mă interesează va veni etapa următoare, să vedem rezultatele. Da? Deci, și al doilea lucru este, deci în primul rând a fost această listă de așteptare și al doilea rând problema alocării. Cât timp avem 3 sau 4 centre? De fapt sunt 3. București Fundeni, cu ficat și rinichi. Cluj cu rinichi și Târgu Mureș cu inimă. Avem vreo problemă să alocăm? Am urmărit așadar imagini în direct de la Ministerul Sănătății.
Da, am văzut descoperirile făcute de corpul de control al Ministerului Sănătății și concluziile anunțate de ministrul Vlad Voiculescu. 4 spitale au fost verificate, din acestea niciunul nu îndeplina nici măcar condițiile minime. Au fost descoperite nereguli majore privind dotarea lor. Urmează în continuare să fie analizate toate spitalele care au primit acreditări de la ANT. În acest moment nu există o evidență a organelor prelevate în lipsă acelor registre. Fiecare spital face propriile liste. Sunt suspiciuni totodată și în legătură cu modul în care au fost cheltuiți banii publici. Iar cu privire la Spitalul Sfânta Maria, ministrul a spus că nici acesta nu corespunde, pentru că după operație, după transplant, pacienții nu pot fi urmăriți acolo.